Tânărul de 29 de ani a furat mașina din orașul Turceni în urmă cu două nopți. Autoturismul era parcat în fața casei proprietarului. El l-a condus până în municipiul Pitești, județul Argeș, unde ar fi abandonat asigurat, lăsând cheile pe pneul dreapta spate. Autoturismul a fost identificat de polițiștii din cadrul IPJ Argeș, fiind confiscat până se va întoarce în parcarea proprietarului. Totodată, din verificări a rezultat că tânărul de 29 de ani nu deține permis de conducere. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. În noaptea de 16 spre 17 mai anul curent, ar fi sustras un autoturism al unei persoane de 65 de ani din orașul Turceni. Totodată, din verificări a rezultat faptul că cel în cauză nu deținea permis de conducere. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de furt calificat și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fără a poseda permis de conducere. Astăzi a fost prezentat procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Ce ai făcut? Ai furat mașina? Cum ai ajuns până la Pitești? Nu te-a oprit poliția? Îți pare rău? În următoarele ore, procurorii vor decide dacă îl vor cerceta în libertate sau vor dispune o măsură preventivă în acest caz.